Autismul este o tulburare generală de dezvoltare care afectează comunicarea verbală și non-verbală, dar și relaționarea cu cei din jur și prelucrarea informațiilor. Aproape jumătate dintre copiii autiști se dezvoltă normal până undeva între un an și jumătate și 3 ani, când încep să apară primele simptome. Se poate spune că evită societatea pentru că ea, oricum, pare să-i respingă. Autismul se manifestă diferit de la caz la caz. Persoanelor cu autism le este greu să înțeleagă că limbajul este un instrument de transmitere a unor informații. Cum te cheamă? Șerban. Și mai cum? Și Lavinia? Ei nu pot vorbi despre sentimentele și gândurile lor. Faci sport? Da, de bine! Bravo, ne spui și nouă cum te cheamă? Andreea! Bravo! Andreea! Mai am interviu, mai am interviu! Mai ai și interviu, dar după aia, după ce termină de ocupat. Dar cum am interviu? Resping afecțiunea, preferă singurătatea, reacționează ciudat la sunete sau nu au nicio reacție. Îți place să cânti? Da. Ne cânti și nouă ceva? Nu au frică de pericole, repetă cuvinte sau fraze, râd fără motiv. Spune cum te cheamă? Ce este poate cel mai trist e că persoanele cu autism sunt considerate și tratate ca lipsite de sentimente. Ele simt însă, în felul lor, izolarea, discriminarea, marginalizarea și sunt extrem de sensibile. Contează mai puțin însă pentru cei care nu pun preț pe drepturile lor. Dreptul la o viață independentă, dreptul la un diagnostic corect, dreptul la consiliere și îngrijire, dreptul la educație adecvată, dreptul la locuințe corespunzătoare, dreptul la un venit, dreptul la locuri de muncă, dreptul la transport și la libertate de mișcare, dreptul la cultură, divertisment, recreere și sport, dreptul de a fi protejat împotriva tratamentului fizic abuziv sau a neglijenței. Acum trebuie să vă întrebați câte dintre aceste drepturi sunt respectate. Răspunsul este dur, aproape niciunul. Pentru sistemul de sănătate și de protecție socială, ei abia există. Atunci când se întâmplă, sunt categorisiți greșit, ca bolnav psihic. Când sunt copii, li se spune autiști. Când devin adulți, termenul nu-i mai reprezintă și sunt numiți persoane cu psihoze. În România, autismul este încă o afecțiune invizibilă. Un studiu realizat de specialiști din Statele Unite ale Americii a stabilit că autismul are o incidență de un caz la 166 de nașteri. Grav este că asistăm, în România, pasiv la o creștere a cazurilor de autism, întâlnite de cele mai multe ori în familii cu studii superioare și bine poziționate social. Părinții ai unor copii cu autism și-au unit forțele și au făcut posibil ca în anul 2003 să ia naștere filiala Craiova a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România. Și asta din dorința de a răspunde nevoilor speciale, care nu sunt nici pe departe satisfăcute de învățământul de stat. Ca orice organizație non-profit, și aceasta are nevoie de oameni ce pot, dar mai ales ce vor să ajute. Cu ajutorul unor astfel de oameni care nu au uitat că au un suflet, s-a înființat Centrul de Reabilitare a Copiilor și Tinerilor cu Autism Dr. Innocenzo Fiore. Aici s-au pus la dispoziție săl de kinetoterapie, meloterapie, o cameră senzorială, dar și o sală de mese. Aceste ființe speciale vin aici aduse de cele mai multe ori de un membru al familiei, care a renunțat în mare parte, dacă nu definitiv, la propria existență.
la grădiniță când mi s-au întâmplat, i-a spart dintele, i-a spart capul și când am întrebat-o pe doamna de ce nu au avut grijă de ea, de ce n-au urmărit-o, a zis că locul ei nu este acolo, printre copii normali. E complicat, toată lumea întoarce privind după tine pe stradă, toate că sunt caz fericit, copilașul meu este liniștit și nu creează foarte multe probleme. Încearcă să comunice cu lumea din jur, dar lumea din jur nu înțelege. Deci e luat ca un copil cu autism care nu se oferă prea multe șanse să poată să rezolve în viață. Paradoxal, poate pe acești oameni, copiii lor îi motivează să meargă mereu înainte. Și asta pentru că, fără cei dragi aproape, acești copii, tineri sau adulți, riscă să moară într-o instituție psihiatrică.